Deșteptarea. Un preot a murit săracul după ce a încercat să recreeze învierea lui Isus. Un preot. Putem procesa informația asta, da? Mi-ai dat greu, dar... Pe el îl chema James Sakara, era pastorul bisericii Sion din Shadiza, Zambia, și ce a făcut el? Și-a convins congregația, era o organizație catolică alcătuită din clerici și laici, că ar putea învia în 3 zile, fix așa cum a făcut Iisus Hristos, și mai mult decât atât, le-a cerut credincioșilor să-l îngroape sub pământ. 3 zile mai târziu, tânărul de 22 de ani a fost găsit de către cei care l-au scos de sub pământ, deloc înviat, deloc viu, cât se poate de mort, din păcate. El a convins 3 membri ai bisericii să asiste la învierea sa, ajutându-l să-i sape un mormânt. Relatează presa locală. Înainte de a-și pune planul în aplicare, acesta a citat din Biblie și le-a explicat tenoriașilor că instrucțiunile lui Hristos către apostolii săi pentru a face acest lucru în amintirea lui se refereau de fapt la învierea sa, nu doar la folosirea pâinii și a vinului la Sfânta Împărtășanie. Deci, pe scurt, omul se credea Iisus, dar... Da. Iisus ne-a lăsat nouă pâinea și vinul ăla bun de la Sfânta Împărtășanie. El a zis, nu, Iisus a zis, înviați ca mine. Și... Așa a gândit-o el, ei la alți trei, ce-or fi gândit, adică atunci când i-o dat o mână de ajutor la această întreprindere fantastică. Zici, șefule, sigur te găsim. Cu siguranță el nu avea datorii la ei, că n-ar fi făcut lucrul ăsta, și înțeleg că vreo doi au dispărut în momentul ăsta și îi caută poliția. Evident, adică... mă gândesc, da. Cât despre pastorul nostru, a fost ultima lui idee. Așa încât merită premiul întâi? Cred că coronița îl câștigă de departe. Și cu coronița. Deșteptarea.